Sala mare a hotelului King din Târgoviște a fost gazda ședinței de analiză și bilanță a Comitetului Județean de Cruce Roșie, filiala Dâmbovița, pentru anul 2015. Lucrările au fost deschise de Floris Lăzărescu, președintele Crucii Roșii Dâmbovița, după care au fost prezentate de tinerii voluntari cele 7 principii fundamentale ale Crucii Roșii. Activitatea Crucii Roșii Dâmbovița pe tot parcursul anului 2015 a fost laborioasă. S-au desfășurat o serie de programe în ceea ce privește intervenția la dezastre, acordarea de prim ajutor, măsuri și intervenții sociale, formare profesională, îngrijiri medicale la domiciliu, educație pentru sănătate și tineret. Anul acesta Crucea Roșie Română împlinește 140 de ani și biroul filialei județene a aprobat că în data de 6 iulie să desfășurăm un simpozion internațional într-un locaș din Târgoviște special amenajat. Poate că cel care îl vedeți astăzi au fost niște eforturi din partea voluntarilor noștri, dar trebuie să fie la un grad zero, întrucât printre partenerii noștri externi sunt niște societăți cu importanță internațională, colaborare deosebită. Mă refer la filiala de Cruce Roșie din Beijing, filiala de Cruce Roșie din Spania, din Ungaria, din Târgoviște, Bulgaria și din Republica Moldova. De asemenea, la această activitate o să facem tot posibilul să invităm personalități ale Crucii Roșii Române și, bineînțeles, nu în ultimul rând, o să vă spună și în cuvântul său, domnul Marian Curculescu, membru al biroului, o să ne pregătim de lansarea unei monografii a județului nostru legat de activitatea de Cruce Roșie. Au fost prezentate cele mai reprezentative preocupări ale filialei de Cruce Roșie Dâmbovița în cursul mandatului Comitetului Județean în perioada 2015, precum și strategia filialei pentru anul 2016. O să vă prezint programul de activități al filialei județene de Cruce Roșie Dâmbovița pentru anul 2016, precum și strategia pentru 2015-2020. Avem un număr de aproximativ 8 programe de activități pe care intenționăm să le desfășurăm. Programul numărul 1, programul de pregătire pentru intervenții în cazuri de dezastre și acordare de prim ajutor. Aici vom revizui și vom completa componența nominală a detașamentelor și grupelor de intervenție pentru cazuri de dezastre, existența acestora la nivelul filialei Dâmbovița și a tuturor subfilialelor. Ca un punct special și important aici, în colaborare cu Inspectoratul de Situații de Urgență Basaram I, vom participa la aplicații, concursuri și exerciții demonstrative, ce se vor desfășura în municipiu și județ. Intenționăm ca în data de 6 iulie 2016 să organizăm o simulare de intervenție de cutremur. Programul număr 2, organizarea de cursuri de pregătire profesională și cursuri de prim ajutor. O atenție deosebită vom acorda organizării unor cursuri de pregătire profesională, ocupația îngrijitor bătrân la domiciliu, igienă, infirmier, asistent personal, persoană handicap grav, babysitter, precum și concursuri de prim ajutor pentru diferite categorii profesionale, conform legilor în vigoare. Programul numărul 3, programul social. Filiala de Cruce Roșie și Dâmbovița își propune să acționeze pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, bătrâni, singuri și bolnavi, familii cu mulți copii, persoane cu diferite afecțiuni incurabile, persoane cu dizabilități, victime ale unor calamități naturale sau dezastre. Vom continua de asemenea programul Banca de Alimente la nivelul municipiului și județului. Deja se derulează serviciul de îngrijiri medicale la domiciliu începând cu anul 2015, pentru că filiala județeană de Cruce Roșie a primit acreditare în acest sens. Le voi lua pe scurt. Avem un program de ajutor financiar cu destinație specială, în care vom continua să ajutăm persoanele care au nevoie de consultații sau tratament medical deosebit, suferind de anumite afecțiuni incurabile sau cazuri sociale deosebite. Programul numărul 4, program pentru sănătate. Împreună cu cadrele medicale din cadrul Direcției de Sănătate Publică, primării locale, cu Inspectoratul Școlar, cu Universitatea Valahia și cu concursul presei, ne propunem să organizăm
cursuri, seminarii, mese rotunde și dezbateri pe tema prevenirii și combaterii bolilor. Promovarea unui mediu de viață sănătos, combaterea consumului exagerat de alcool și tutun, prevenirea și eliminarea consumului de droguri, a produselor etnobotanice, în parteneriat cu Centrul Antidrog, limitarea cazurilor de îmbolnăvire prin boli transmisibile, vor constitui de asemenea subiectele organizării de prelegeri. Lunile Crucii Roșii, care vor fi lunile mai și septembrie, precum și în zilele destinate a marca evenimente deosebite, cum ar fi Ziua Mondială pentru Combaterea TBC, Ziua de Luptă împotriva Drogurilor, Ziua de Luptă Antisida și altele, vor fi folosite pentru intensificarea acțiunilor de apărare a sănătății. Programul 5 este un program de informare și difuzare. Vom organiza lunar conferințe de presă cu relatarea aspectelor de activitate ale filialei de Cruce Roșie Dâmbovița. Avem în vedere crearea și există deja un site propriu al Crucii Roșii Dâmbovița. Se va întocmi un buletin informativ cu privire la activitățile Crucii Roșii Dâmbovița referitoare la luna iulie. Poate domnul Curculescu ne va spune ceva despre lansarea monografiei care este programată pentru data de 8 mai 2016. Monografiei Crucii Roșii Dâmbovița. Despre organizarea evenimentului de la 140 de ani de Cruce Roșie Română va vorbi deja domnul Popescu, nu mai insist. Programul numărul 5 pentru autonomie operațională. Avem în vedere atragerea de fonduri necesare lucrărilor de întreținere și a cheltuielilor curente ale sediului. Vom acționa pentru valorificarea carnetelor de membru, distribuirea lor, precum și atragerea de noi membri. Vom avem în vedere de asemenea redactarea unei scrisori de intenție către ANAF Dâmbovița pentru ca bunurile confiscate și nevalorificate să fie donate Crucii Roșii. Programul numărul 7, programul organizatoric. Avem în vedere organizarea unei instruiri anuale a activului voluntar din cadrul subfilialelor de Cruce Roșie. Biroul Comitetului Filialei de Cruce Roșie Dâmbovița se va întâlni o dată la 3 luni și ori de câte ori este nevoie. Avem în vedere de asemenea atragerea de noi voluntari cu competențe avansate în folosirea calculatorului. Avem în vedere de asemenea organizarea cursurilor de scriere de proiecte de finanțare. Unul din proiectele noastre importante este programul de tineret. Secțiunea de tineret își propune să activeze pentru anul 2016 pe aproape toate planurile sociale, pregătire în vederea acordării primului ajutor, educație pentru sănătate, protecția mediului, promovarea principiilor Crucii Roșii. Secțiunea de tineret își propune organizarea în parteneriat cu Direcția de Tineret și Sport Dâmbovița în septembrie 2016 a unui tabere de pregătire pentru voluntari filiala Cruce Roșie Dâmbovița. Programul numărul 9, programul de relații internaționale, în vederea întăririi relațiilor de colaborare cu societățile de Cruce Roșie și Semilună Roșie din alte state, vom urmări respectarea prevederilor programului de colaborare încheiat cu Societatea de Cruce Roșie din China, cu Crucea Roșie Ungaria, filiala Vesprem, cu Crucea Roșie Bulgară, filiala Târgoviște, cu Crucea Roșie Kiev din Ucraina, precum și organizarea de schimburi de experiență cu filialele partenere. De la eveniment nu au lipsit reprezentanții Prefecturii Dâmbovița, ai Consiliului Județean Dâmbovița, primarul Cristian Stan, fostul prefect Ioan Marinescu, primar din localitățile dâmbovițene, șef de arme și de concentrate și, în ultimul rând, voluntarii Crucii Roșii Dâmbovița. Sigur, am dorit și noi să avem posibilitatea să sprijinim mai consistent. Ni s-a părut că astăzi domnul Popescu a spus că este destul de mulțumit de contribuția noastră. Asta nu înseamnă că nu o să continuăm cu aceeași linie, dar în orice caz am dorit să legăm contribuția Consiliului Județean de nevoi reale și am dorit în același timp ca astea să fie cât mai puține, astfel încât să putem să upgradăm activitatea Crucii Roșii și pe alte planuri pe care fărândioară ar dori să fie prezentă. Aș vrea să felicit Crucea Roșie Dâmbovița pentru
activitatea desfășurată, principal pentru activitatea desfășurată, pentru modul în care organizează evenimentele, cum este și acest eveniment, care este un eveniment deosebit. Aș mai menționa faptul că în acest an Primăria Municipiului Târgoviște și-a mărit considerabil sprijinul financiar pentru Crucea Roșie. Acest lucru a fost făcut din suflet. Mă bucur că colegii mei din Consiliul Local au înțeles acest lucru. Și în final aș dori să vă urez succes și să vă asigur de sprijinul și de solidaritatea Primăriei Municipiului Târgoviște cu activitățile pe care le desfășurăm. La eveniment a participat și directorul de programe din cadrul Societății Naționale de Cruce Roșie Română, Victoria Mihăiescu. Au fost prezenți și colegi de la filialele de Cruce Roșie din județele Prahova și Ilfov. Știm că întotdeauna filiala de Cruce Roșie Dâmbovița este un partener de nădejde al sediului central pentru orice activitate care impune sprijin din partea colegilor din teritoriu și pentru asta vă mulțumesc. Rezultatele obținute de Crucea Roșie Dâmbovița în creșterea prestigiului și competenței nu ar fi fost posibile fără sprijinul și participarea nemijlocită a sponsorilor, a instituțiilor, autorităților publice, a tuturor colaboratorilor și voluntarilor Crucii Roșii care au fost permanent alături.